De la începutul anului și până în prezent, Casa de Asigurări de Sănătate Olt a eliberat aproape 1800 de carduri europene de sănătate, cu peste 500 mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut. Dacă în lunile de vară însă se eliberau câte 400 de carduri în medie pe lună, în luna octombrie au fost solicitate numai 80 de carduri. În contextul necesității de a limita răspândirea virusului SARS-CoV-2, recomandăm asiguraților care doresc să obțină cardul european de sănătate utilizarea tuturor modalităților de comunicare la distanță. Astfel, pentru evitarea deplasării la sediul instituției, cererile însoțite de documentele necesare eliberării cardului se pot transmite prin mail, prin poștă sau prin fax. Pentru informații cu privire la obținerea cardului european de sănătate, asigurații se pot adresa la numărul de telefon 0372 756-685 sau o pot accesa site-ul instituției. Acest document se eliberează la cererea persoanei asigurate pentru deplasări scurte în afara granițelor României și este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE. Pe baza cardului european de sănătate, asigurații nu pot solicita tratamente pentru afecțiunile preexistente călătoriei în străinătate, ci numai pentru problemele de sănătate care apar în timpul sejurului. De asemenea, cardul nu acoperă situația în care deplasarea persoanei asigurate într-un alt stat membru UE are drept scop beneficierea de tratament medical. Cardul european de asigurări sociale de sănătate este suportat exclusiv din Fondul Național de Asigurări Sociale de Stat și este livrat prin poștă asiguratului.